Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Peste 10.000 de noi îmbolnăviri cu COVID-19 au fost raportate în țară după procesarea a mai bine de 64.000 de teste. În județul Timiș au apărut peste 400 de cazuri noi la 3.400 de teste. Deși rata de pozitivare din județ este în scădere, în comuna Brestovăț, unde este cea mai mare incidență, indicele este în creștere. Aici sunt bolnave 21 de persoane din 1.000. Situația din spitale, atât din țară cât și din Timiș, este în continuare gravă. Au fost făcute în ultimele 24 de ore peste 3.400 de teste în județul Timiș și 438 de rezultate au fost pozitive, dintre acestea și 7 cadre medicale. În Timișoara au fost depistate cele mai multe cazuri, 232. În spitalele din județ sunt internate 519 persoane bolnave de COVID. Secțiile de terapie intensivă rămân în continuare supra-solicitate. 63 de oameni ocupă paturile ATI din Timiș. Din păcate și-au pierdut viața 5 timișeni în ultima zi. În cel mai vestic județ al țării, localitatea Brestovăț este cel mai puternic afectată de coronavirus. Acolo rata de infectare este de 21,28 de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Între timp, în Timișoara a scăzut incidența cazurilor, unde se înregistrează 11,02 cazuri la 1000 de persoane. În județ sunt 8 focare de coronavirus active, cel mai mare este la penitenciarul din oraș. Acolo sunt 52 de cazuri de îmbolnăvire. Din păcate, a scăzut numărul persoanelor care se imunizează cu unul dintre serurile anti-COVID-19 disponibile. Aproape 2700 de timișeni au trecut pragul unui centru de vaccinare. Dintre aceștia, peste 1200 au făcut prima doză. De la debutul campaniei de vaccinare, 271.374 de timișeni s-au imunizat cu schema completă. În România, în ultimele 24 de ore, au fost depistate 10.196 de cazuri, după ce au fost testate peste 64.000 de persoane. În ultima zi au pierdut lupta cu boala 451 de oameni. După zeci de ani de lipsă de activitate, am putea în curând să asistăm la evenimente culturale, la spectacole sau să zburăm cu avioane de mici dimensiuni de pe aerodromul Cioca. Problemele de patrimoniu sunt pe cale să se rezolve după ce reprezentanții primăriei Timișoara și cei ai Consiliului Județean Timiș spun că au ajuns la un consens. Mai e nevoie de o hotărâre în cadrul Consiliului Local Timișoara. Apoi investițiile vor putea fi demarate și aerodromul va fi modernizat. Aceste clădiri vor trece din patrimoniul primăriei Timișoara în cel al Consiliului Județean Timiș. Sunt în total 9 imobile, 2 case, 3 anexe, aerogara și corpul administrativ. Se dorește crearea unui heliport, modernizarea aerodromului și realizarea unei zone de spectacole. Zeci de ani nu s-a putut investi în aerodromul Cioc, aflat pe calea Torontalului, la ieșirea din oraș, din cauza că terenul se află în proprietatea Consiliului Județean Timiș, iar clădirile în cea a primăriei Timișoara. Acum, după discuții care s-au purtat pe parcursul a mai multor luni între comisiile celor două instituții, s-a ajuns în sfârșit la un consens. După lungi discuții și după ani de zile, o comisie din cadrul primăriei Timișoara împreună cu o comisie creată în cadrul Consiliului Județean Timiș au stabilit că facem acest transfer prin transferul dreptului de proprietate din domeniul privat al primăriei Timișoara în domeniul privat al Consiliului Județean Timiș la valoare de inventar, astfel încât noi, ca și Consiliu, putem să ne demarăm investițiile pe care le avem în plan și bugetate deja spre a crea acolo un heliport, aerodrom și în viitor să investim bani, să reabilităm aceste clădiri care pot fi folosite și pentru activitatea aerodromului, dar cât și pentru
evenimente culturale, spectacole, concerte. Primăria Timișoara va primi 2 milioane de lei pentru clădirile pe care încă le are în proprietate. Mai e nevoie de o hotărâre care să fie luată în cadrul Consiliului Local. Am încercat să rezolvăm problema legată de proprietate sau de coproprietatea Consiliului Județean cu Primăria Timișoara, atât la Bastion, cât și la aeroportul Cioca. Investițiile prin nou proiect al Consiliului Județean sunt binevenite. Și trebuie să înțelegem cu toții că prin acest transfer de proprietate sau prin reglementarea proprietății între Primăria Timișoara și Consiliul Județean, cei care vor avea de câștigat nu vor fi instituțiile Consiliului Județean și Primăria Timișoara, ci cetățenii. Consiliul Județean Timiș a pregătit în bugetul pe anul 2021 suma de 4 milioane de lei pentru a investi la aerodromul Cioca, după ce problema de patrimoniu va fi rezolvată și în acte. Tabăra școlară, care aparține de liceul Bela Bartok, veche de peste un secol, a fost renovată cu bani europeni. Transformarea spectaculoasă a imobilului a fost realizată printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria, iar valoarea investiției depășește 1 milion de euro. Nu doar elevii și liceenii se vor putea bucura de spațiile de acolo, ci și adulții, care vor putea să participe la cursuri de formare profesională. Când lucrările vor fi finalizate, tabăra școlară din Zold va putea găzdui peste 30 de copii. Clădirea a fost renovată în totalitate și dispune de 11 camere. Acestea sunt dotate cu mobilier nou, iar două dintre ele au grup sanitar propriu. Tabăra nu a mai fost folosită de 10 ani, iar odată cu această investiție își va recăpăta strălucirea de altă dată. În cadrul proiectului au fost dezvoltate și două cursuri, unul de consiliere în carieră și unul de educație antreprenorială. Se vor derula cele cursurile de formare, care sunt cursuri de formare pentru tineri și adulți. Noi, prin acest proiect, am elaborat două cursuri care sunt acreditate, un curs de consiliere în carieră și pentru tineri, cu grupa țintă este între 15-25 de ani, și un curs de formare a competențelor antreprenoriale, unde marja este mai mare, deci până la 65 de ani chiar. Acestea vor fi primele activități. Lucrările sunt finalizate în proporție de 85%, mai trebuie realizate câteva finisaje interioare și amenajată curtea, lucru de care se va ocupa un peisagist. Momentan încă lucrăm la a obține avizele necesare pentru ca, într-adevăr, ne gândim cândva în primăvară vom reuși să facem primele cursuri și programele care vor fi derulate în acest centru. Imobilul se află în proprietatea Consiliului Local Fârdea, iar dreptul de administrare pentru 30 de ani a fost prelungit liceului din Timișoara. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea pentru că urmează sport și cele mai noi date despre vreme. Nu uitați că de luni până vineri de la ora 18 ne vedeți live și pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă tuturor! La revedere! În etapa 7 a Ligii 1 de fotbal feminin, Politehnica Timișoara a remizat acasă cu Vașaș Femin Odorheiu Secuiesc. Partida s-a încheiat 3-3 și a fost prima în care echipa oaspete nu a învins în acest sezon. Golurile au fost marcate de Cristina Benio, autogol, Melissa Șodinca și Cristina Sucilă, respectiv Crista Egied, Brigita Sas și Rita Mitri. Elevele managerului general Mirel Albon, fost antrenor al Naționalei Feminine, au condus cu 2-0. 4 dintre cele 6 jocuri ale rundei s-au încheiat cu scor de 4-0 pentru gazde. În etapa următoare, duminică de la ora 11, Poli va juca la Târgu Mureș cu echipa locală Ladies. Poli se află doar pe locul 7 în clasament cu 7 puncte, iar Vașaș Femina este lider cu 19 puncte. Multipla campioană națională Universitatea Olimpia Cluj este pe 3, dar are două restanțe. Două jucătoare ale Politehnicii, fundașul Teodora Meluță și mijlocașul Florentina Ancăș, au făcut parte din lotul echipei naționale pentru meciul din deplasare împotriva Elveției. Reprezentativa noastră a pierdut cu 2-0. Meluță a fost titulară ca mijlocaș dreapta, iar Ancăș a rămas rezervă. Meciul a contat pentru preliminarea campionatului mondial din 2023 și s-a disputat pe stadionul Letzigrund din Zurich. În primele două jocuri ale acestei campanii, tricolorele au câștigat acasă, 2-0 cu Naționala Croației și 3-0 cu Lituania. Din lot a făcut parte atunci doar Florentina Ancăș, dar nu a evoluat deloc. În clasamentul grupei, România este pe locul 3 din 6 echipe cu 6 puncte. Pe primele două poziții sunt Elveția și Italia cu câte 12 puncte. Antrenorul României este ex-internaționalul Cristian Dulca.
Vremea se menține mohorâtă în vestul țării la mijlocul acestei săptămâni. Noaptea aceasta la Timișoara cerul va fi înnorat, dar nu se vor înregistra averse. Minima pe timpul nopții este de 7 grade Celsius. Joi dimineața este posibil să apară ceață. Cerul va fi preponderent noros, iar în a doua parte a zilei sunt așteptate ploi. Mercurul din termometre urcă până la 22 de grade. Pe Lugojeni așteaptă o noapte cu cer mai mult senin, iar minima înregistrată de mercurul din termometre se încadrează între 8 și 10 grade Celsius. Mâine cerul este acoperit de nori și vor fi averse pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă înregistrată va fi de 24 de grade Celsius. Și la Buziaș se anunță o noapte liniștită din punct de vedere al fenomenelor meteorologice. Chiar dacă cerul este noros pe întreg parcursul nopții, vor lipsi aversele. Temperatura minimă se va încadra între 8 și 9 grade Celsius. Joi, norii se vor menține pe cer și sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. Maximele depășesc limita normală pentru această perioadă și vor ajunge până la 24-25 de grade. La Jimbolea, în schimb, cerul va fi mai mult senin noaptea care urmează, iar mercurul din termometre va coborî până la minimum 7 grade Celsius. La fel ca în restul teritoriului, ziua de joi vine cu cer acoperit de nori și ploi însemnate cantitativ. Maxima zilei este de 22 de grade Celsius. Ceva mai răcoare va fi în Sân Nicolau Mare. La noapte cerul va fi acoperit de nori, nu va ploua și se vor înregistra temperaturi de 6-7 grade Celsius. Pentru ziua de joi, registrul termic rămâne neschimbat. Se vor înregistra temperaturi maxime de 22-23 de grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori și va ploua pe întreg parcursul zilei. Ce ai face ca să-ți știi mereu copilul în siguranță? Copiii sunt și ei expuși la infectare și pot transmite COVID-19. Alege să-i vaccinezi pe ai tăi pentru a se putea bucura în siguranță de copilărie. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Stăncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu sunt astăzi la Istoria Fotbalului. Începem un nou serial dedicat legendarului fundaș lateral pe care l-a avut Politehnica Timișoara în a doua jumătate a anilor 80 și începutul anilor 90. Este vorba de domnul Constantin Varga, cel care a rămas în primul rând în inimile noastre prin acel gol fabulos marcat din lovitură liberă împotriva lui Dinamo la acel 2-1 din noiembrie 87. Bine ați venit, domnule Titi. Bine v-am găsit. Vreau să vă întreb, ce mai faceți că nu v-am mai văzut de o vreme pe stadioanele de fotbal? În general, acum sunt angajat la o firmă de catering. Să nu-i dați numele, vă rog, că n-avem voie. La o firmă de catering. Da, da, am înțeles. Dumneavoastră vorbiți, eu mai îmblutez niște idei. Așa, și în general mă duc, na, se împarte mâncarea, nu? Un fel de catering, da, care se împarte mâncarea, grădinițe, creșe, after cool-uri. Da, nu mai antrenați nicio grupă de juniori, nimic? Nu. De ce? Mai m-am lăsat, nu, m-am lăsat că nu mai, cum să zic eu, n-am mai rezistat la ce am văzut și câte se întâmplă prin fotbalul ăsta, mai ales că nu mai este fotbal în general în ziua de astăzi și nu mai. Singurul lucru ce am făcut este că s-a înființat noua Sunt Martinu Sârbescu, Obiliți Sunt Martinu Sârbesc, da? 1931, așa îi se spune acum, și m-am dus acolo și mă joc de plăcere. Nu mai am grupe de copii, l-am lăsat pe frate meu. Pe domnul Carmin Matula. L-am lăsat pe el acolo în continuare. El își vede acolo de treabă. La Săcălaz. La ce club? La Săcălaz. La AS Junior 2015 Timișoara. AS Junior 2015 Timișoara. Aha. Acolo l-am lăsat pe el. Se antrenează la Săcălaz? Da, face antrenamente la Săcălaz. Trei grupe. 2010, 2011, 2012 și una de 2007. Da. La Obilici jucați pe postul pe care vă știm noi, fundaș dreapta sau stânga? Nu mai joc pe posturile pe care am jucat. Nu. Joc ăsta, mijlocaș central, un fel de coordonator în spatele vârfurilor. Acolo mă joc. Da. Ceva mai lejer acum. Obilici s-a reînființat în această vară. Este o grupare de mare tradiție pentru cei mai tineri, spun lucrul ăsta, care a jucat ani de zile în divizia C pe vremuri, chiar dacă Sunt Martinu Sârbesc e doar un sat, nu-i comună. Da. Și acum este în promoție sau în județ? În promoție. În promoție. Eșalonul al șaselea. Al șaselea, da. Unde a evoluat până în 2012 și ASU Politehnica noastră, actuala SSU Politehnica, atunci când a fost preluată de, eu știu, ca sprijin, să zic, și chiar ca și management de drucheria, și a urcat la campionatul județean. Bun, acum vreau să vorbim, să ne întoarcem în timp la momentul începuturile, când ați început cariera dumneavoastră. În primul rând să spunem că sunteți născut la 18 noiembrie 64, da? Și am precizat și data, nu doar anul, pentru că pe internet și în multe scrieri este trecut greșit 18 septembrie. Peste tot găsiți 18 septembrie, să știți că este eronat, e 18 noiembrie. Sunteți născut la Timișoara. Timișoara, da. Sunt aici născut, aici a crescut, început fotbalul de copil la Politehnica Timișoara. Fost antrenor Bodo Carol, prima și prima oară. El m-a descoperit în curtea școlii, la cum se făceau înainte selecții din curtea școlii, cum se lua de la școli. Au venit acolo, m-au luat și m-au dus aici la Politehnica Timișoara. Făcând antrenamente la început, făceam antrenamentele la Voința, baza sportivă Voința, cea din pe Fratele. Linia tramvaiului 7 în Fratele. Da. Așa, acolo, de acolo am venit. Baza care, mă iertați, aparține acum, de Universitatea Politehnică. Da. Și acum face antrenamente și jocuri. Școala lui Cristi Dancea? A lui Dancea, da. Da, unde e și Leo Naedin, antrenor. Da. Așa. Acolo... De acolo, după aia am făcut aici o perioadă când a fost în 75-70, da. Aici, pe fostul 23 august, cum se zicea înainte, Știința, fostul stadion Știința, de astăzi, da, exact, unde era terenul de zgură, pe aici se juca și fotbal și handbal și aici mă ducea și făceam antrenamente de copil.
De multe ori mă lua și singur și făcea cu mine antrenamente pe motivul că zicea că din mine o să scoată fotbalist. Într-adevăr, să fie țărâna ușoară, că a murit de mulți ani. Și, într-adevăr, m-a făcut. După am început selecțiile, s-a făcut o selecție la Simerea pentru lotul național, la Luceafărul, București. Da. Așa, a fost în 78. Da, 79 chiar. 79, dintre care de acolo s-a făcut preselecția pentru un turneu în Franța organizat, unde au fost antrenori prima și prima dată, a fost Titi Ardeleanu. El a fost antrenor. Da, Constantin Ardeleanu, exact, pe așa. Care îl știm bine și din perioada Sportul Studențesc, a fost antrenor la Sportul Studențesc. Da, da, a fost o perioadă, da, a fost acolo. După aia s-a făcut turneu la în Franța, 14 ani aveam, chiar nu aveam buletinul atunci. Am fost în turneu în Franța, după ce ne-am întors înapoi, au zis că o să ne cheme la București perioada de lotul național, cât am stat acolo la Luceafăru, 4 ani de zile. Acolo am făcut și școală, acolo am făcut antrenamente, meciuri, toate le-am avut acolo. Am stat într-un cămin din ăsta de nefamilie, dar bine, făcut un etaj special numai pentru noi fotbaliștii, generație cu Gică Hagi, Mezaroș, Iașco. Da, Mezaroș tot de la Ucluj, fundaș da. Lateral, da, Alpar, da. Mezaroș, da. Care a jucat la Dinamo și da, el. Da, 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 da. Da, da. El, Zoli Iașco, acum Iașco, director la, el, da, la Farul, la Viitorul, da, cu Gică Hagi. Împreună cu Gică, da. El, Emil Sondoi, care a fost de la Craiova, care a plecat care de la Craiova. Care acum e antrenorul la Târgoviște. Da. Șolt Mușnai de la Ucluj, nu? Și Mușnai, da. Și Mușnai Mihali, fost... Gică Mihali. Mihali nu, ei au fost cu un an mai mici ca noi. Ei au fost 66, noi eram 65. Erau generația, după 1 august. Știu că acum vreo generația 18 ani s-a schimbat data de referință la juniori 1 ianuarie, până atunci era... Da, ce era înainte era 64, că era Belo da. La 64. Belo Lăcătuș. Da, ei erau la 64, da. Noi eram la 65. 64-65. După aia era 66-le, unde 65, era și Mateuț, 66, cu Gică, Mihali și Mateuț. Așa. De acolo s-a terminat perioada, Gică a ajuns... Na, asta e, așa s-a întâmplat să fie. Na, Gică a ajuns atunci la Sportul. Da, prima dată la Sportul s-a dus. Eu puteam să mă duc acolo la Bistrița Năsăuc, când era... Neajean Pădureanu, la Gloria, da. În divizia B, o echipă foarte atunci, bună. Deci noi abia terminasem 18 ani, de unde nu știam noi încă ce era cu... Și după aia am întors acasă, am venit aici. Da, stați un pic, o luați prea repede. Să spunem că Luceafărul era pe atunci, constituia pe atunci practic naționalele de juniori care jucau și în țara. Divizia B, da, jucau în Divizia B sub numele de Luceafărul București, dar fără a conta în clasament. Jucau etapă, da. Dar nu contau pentru pur și simplu. Pentru meciuri în picioare, să fie pentru care avea să avem meciuri în picioare, pentru orice eventualitate când erau meciurile de... Și a fost o școală de fotbal fantastică. Foarte practic toată generația de aur mult, acum a crescut auzit, acolo. Acum două zile l-am auzit pe Balint, discutând la pe Digi. Nu, dați nume de televiziune, așa că n-avem voie, ok. Nu. S-a stabilit că ar fi fost foarte bine dacă s-ar mai fi făcut încă o dată Luceafărul față de cum a fost odată. Da. Din păcate, nu știu, din păcate, condițiile în fotbal românesc sunt cu totul altele acum față de atunci. Iar acel fenomen pare irepetabil. Ce vă amintiți din perioada când ați fost la Naționala de Juniori cu Gică Hagi? Dumneavoastră jucați deja fundaș lateral atunci? Sau la început, când m-am dus, am jucat, na, cum se juca clasic. Acum văd că se revine înapoi la 4-3-3. Cam așa se juca și atunci. Cu extreme. 4-3, exact. Și cu libero, care de da, timp a dispărut libero, postul cu extremă dreaptă, extremă da. Stângă. Dumneavoastră ce erați în sistemul? Jucam, la început am jucat mijlocaș, adică mijlocaș. Pot să zic mijlocaș dreapta, cum e acum. Da, atacant da. Dreapta. Sau extremă dreapta. Extremă dreapta ați fost la lot. Da, dar puțină o perioadă, nu multă, până mi-au găsit loc în echipă. Aha. Și după aia m-au pus fundaș dreapta. Deci acolo era, de aia se spunea lotul național, deci se încercau, se aduceau cei mai buni fotbaliști care erau și de acolo se promova și fiecare vedea fiecare pe ce posturi jucau. Deci asta se făceau selecții. Permanent erau selecții acolo. Selecții și la fiecare ce le găsea postul. Și unde erau cei mai stabili și unde putea să dea randamentul cel mai bun, acolo îi oprea.
Eu am dat randament cel mai bine pe fundaș dreapta, acolo am rămas. Și de acolo nu mai m-a schimbat nimeni. Dar la Poli, la juniori, extrem ați fost până să vă mute Ardeleanu? Da. Până să ajung la lotul național, da, eu jucam extremă dreapta. Aveam viteză de reacție bună, alergam foarte bine. Șutul deja era foarte puternic? Da, pot să zic că da, pe motivul regretatului Bodo Carol, care mă ducea și făcea antrenamente cu mine aici, era o spânzură. Era și un plop aici, așa, în colțul ăsta. Un plop cu minge cu șnur, cum era înainte, aruncată, punea să sar la cap, să dau. După aia, la zidul ăla, s-a făcut un pătrat, unul mai mare, unul mai mic. Acolo să lovesc mingea cu stângul, cu dreptul, cu stângul, cu dreptul, dar numai acolo, când aveam voie să iese mingea, cum ieșea mingea, cum mai luam un picior în fund, că așa erau vremurile de atunci. Și așa am învățat să dau și cu stângul și cu dreptul. Piciorul meu de bază normal e drept, nu e stângul. Dar mulți ziceau, ce bine dai cu stângul. Fac, da. Golul cu Dinamo din 87 n-am știut niciodată cu ce picior l-ați dat. Cu drept. Deși am fost la meci, dar sigur că nu mai mi-amintesc. Cu drept. Da. Loviturile libere, în general, le bat cu dreptul. N-aveam, cum să zic eu, deci nu puteai să faci diferență în momentul când dădeam centrări, când șutam la poartă și asta, nu făcea diferență care e piciorul de bază la mine. Dar atâta la lovituri libere, acolo era singurul lucru unde puteai să-ți faci o impresie că îți dreptaci, pe motivul că tot timpul numai cu dreptul de că era dreptul piciorul de bază și cu dreptul știam cum o lovesc. O lovesc și cu stângul, da. Când e vorba de efecte și de astea, static de pe loc. Cu ce parte a piciorului loveați mingea la loviturile libere? De imprimați o forță neobișnuită pe care în fotbalul românesc poate am mai văzut-o, eu știu, să zic așa, la Neluțu Bungău, la Irimescu de la Craiova, foarte puțin, care o plezneau atât de puternic. În funcție de lovitura liberă unde era, sau din acțiune. Dacă era din acțiune, Nu, la loviturile libere. Lovitura liberă, în general, în funcție de cum era zidul. Dacă era zidul, îl vedeam eu că stă puțin mai rău, cum își punea portarul zidul, o loveam și red plin. Și o loveam exact pe zona unde era portarul. Deci în funcție de... Dacă era puțin mai lateral, o loveam puțin interior. Dar, având piciorul mic, suprafața ce de lovire a mingii... Ce număr aveți la picior? 38. În funcție de lovirea mingii. Dacă, normal, acoperi mingea mult mai bine față de unul care are piciorul mai mare. Deci, e diferență. Exact cum e Hagi, nu? Nici la Hagi, că și Hagi are 39, cu un număr mai mare ca meu. Nu. Deci de aia și la el se vedea, deci când o lovea era ca din tun. Exact așa era și la mine. Când eram la lot, făceam viza medicală și acolo erau niște măsurători pe mușchi, pe astea, cum se făcea la București. Da. Ne-am dus acolo, când ne-au măsurat acolo pe mușchi, pe astea, păi tu ești așa bine, păi tu ești cât gică, păi fac. Eu sunt cât Hagi, că eu știu de ce sunt cât Hagi. Am muncit, am tras, am făcut și forță și asta. Poate dacă era cumva, poate eram puțin mai înalt. Nu eram așa scund, dar să fac forță în picioare, să lovesc bine mingea, să lovesc corect. Normal trebuia să fac forță în picioare, să lucru la forță. Nu ați fost, sau cel puțin nu mi-amintesc eu să fi fost la turneul final ale europenelor din 83 de juniori, când a fost generația aceasta a lui Gică Hagi, da, în Anglia. Da. Ați fost acolo? Nu mi-amintesc. Nu, n-am fost. N-am fost, că acolo s-a întâmplat o... nu știu cum să-i spun acum, dar... L-am avut prima dată pe domnul Mândoiu, antrenor atunci. Da, care a fost la Progresul București. Exact. După ce a fost Nea Titi Ardeleanu. După ce a fost el, după aia el ne-a rămas nou antrenor, o perioadă de aproape 2 ani jumate. Și după aia a venit domnul Pigulea. Marcel Pigulea, Marcel Pigulea, l-am avut și la Poli Timișoara. Exact, Marcel Pigulea cu Nea Tomiță de la Steaua. Costică Tom a fost un portar. Exact, al lui Steaua. Care își disputa postul exact. Cu Ion el Voinescu. Era, da, el era secundul lui Nea. Da. Și s-a făcut o întâmplare că... Da, m-a prins un junghi, o durere la spate, nu puteam într-o zi să fac antrenament în ziua aia și de acolo s-a intervenit că, na, vezi, Doamne, eu nu vreau să fac antrenamente. Nu știu care au fost motivele, în fine, na, nu are rost să le discut acum, că nici eu nu le știu da, în da. Totalitate.
Dar, na, așa s-au căzut de acord și era cu nu știu cât timp înainte de a se pleca în Anglia la turneul final și s-au decăzut. Și atunci eu am rămas exact ultima perioadă, când după, că atunci, chiar atunci s-a terminat, după ce au fost cu Anglia, imediat după s-a făcut lotul final. S-a făcut lotul final, s-a plecat și după ce s-a întors înapoi s-a și terminat cei 3 ani jumate la Luceafărul. Am rămas o perioadă de... Na, că trebuia să-mi termin eu acolo, să-mi termin liceul și asta, trebuia să rămân acolo. Și am rămas la electroaparataj. Aveau și echipa acolo la junior, chiar înainte de a se termina. Da, chiar acolo... liceul electroaparataj era liceul din București unde era învățau... Era exact lângă stadionul 23, fostul 23 august, care e acum Alia Manoliu. Cei care erau selecționați la Luceafărul, acolo știu că învățau. Știu din memoriile lui Gică Hagi, Gabi Balint. Da. Acolo se făcea liceu, acolo se făcea tot. Acolo aveai masa, o mâncam la... Internat, unde, la... Nu, nu dați nume de firmă. Da. Atunci nu erau firme, de fapt. Nu. Masa se mânca la lotul reprezentativ a toate cluburilor. Și de handbal, și de basket, și de volei, și de aruncări cu... Sulița și cu... Unde acum e clubul sportiv Olimpia, pe acolo? Da, acolo. Acolo. E în cintă lângă Plia Manoliu, acolo unde e acum. Da. Acolo. Și de aia n-am mai plecat și am rămas la electroaparataj. Am rămas perioada de, eu știu, 2 luni de zile, 3 luni până a se termina. Și am jucat, până s-a terminat, am jucat la electroaparataj. Asta a fost o motivație de-a lor, că, vezi, doamne, eu n-am făcut antrenament, că m-a durut spatele. Da. Și generații cu Țârlea și Țârlea de la Rad. De la Rad. Da. Și el, Mihai Țârlea. Cu ei am stat în cameră. Mihai Țârlea, care poartă numele unui alt Mihai Țârlea, tot de la UTA, mă rog, dinaintea lui, tatălui. Tatălui. Ce amintiri v-a lăsat Gică Hagi din acea perioadă, în care el abia atunci se lansa? La el a fost o problemă, că am înțeles, din câte mi-aduc aminte, o perioadă nu l-a lăsat taică-su, un an, primul an. La normal. București. Da, la București. Voia să joace la Constanța. Exact. Să... Așa, și după aia a venit. Deci el a venit după. Eu deja eram acolo când ăsta. El a venit după un an. Atunci i-a dat drumul, că dacă nu, cum erau atunci pe timpurile alea, că dacă ai la națională și ai echipă în divizia B și astea joci fără junior în teren, cum era perioada aia. Așa. Și așa a fost. Și atunci, împrejurimele care au fost atunci, trebuia să-i dea drumul când avea un cotro. Și au venit la lot. Și strălucea de atunci, ieșea absolut în evidență era, de atunci. Nu era rău fotbalist, era bun. Nu era rău fotbalist? Nu. Că nu aveai cum să ajungi la națională dacă... Că nu erau acolo, nu erau pe... N-are rost să dăm nume și astea. Cupile și astea. Exact, n-are rost să ne complicăm cu treburi din astea. Acolo se venea, se juca pe valoare. Deci numai pe valoare se juca. Nu se juca pe ochi frumoși, de la mama, de la tata, de la nu știu ce. Da, suntem la finalul acestui prim episod. Revenim și ne revedem săptămâna viitoare. Între bucurie și tristețe, o secundă între viață și moarte. E o alegere a ta. Alege viața. Donează sânge. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu.
încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Îți place să fii informat? Vrei să știi tot ce se întâmplă în Timișoara? Primești informațiile importante la știrile Teleuniversitatea de luni până vineri cu Caterina Ledrăr. La o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate, eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Lavinia Stelea, medic primar obstetrică ginecologie și lector în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Doamna doctor, infertilitatea de cuplu este o sintagmă despre care auzim tot mai frecvent în ultima perioadă. V-aș ruga, pentru început, să ne spuneți ce este, de fapt, infertilitatea. Să definim așa, în termeni generici, infertilitatea. Putem vorbi despre infertilitate, despre acest termen, în condițiile în care, după un an de absență a sarcinii, în condițiile în care cuplul nu folosește metode contraceptive, are contacte sexuale regulate 2-3 pe săptămână, nu se obține o sarcină. Și atunci putem vorbi despre infertilitate. Și din acel moment, cuplul se poate adresa unui medic specializat pe infertilitate. Da. Care sunt principalele investigații care ar trebui efectuate pentru a se stabili cauza exactă a acestui lucru? Sunt mai multe investigații, atât în ceea ce privește partenera, cât și partenerul. Pentru parteneri, investigațiile sunt cele mai puține, ca să spun așa. Cel mai simplu este de început cu investigarea factorului masculin, prin recomandarea efectuării unei spermograme și a unei spermoculturi. Și apoi de aici putem investiga mai amplu factorul masculin sau, dacă este normospermie, rămânem pe investigarea în continuare a factorului masculin. La parteneră trebuie să verificăm cavitatea uterină, ovarele, trompele, să vedem dacă sunt sau nu sunt permeabile. În cazul ovarelor, să vedem dacă putem vorbi de anovulație, cel mai des întâlnită în cazul sindromului de ovar polichistic. Și bineînțeles, analize hormonale, factorul tiroidian, dacă este hormonul tiroidian, dacă este modificat, prolactina și netratate nu duc la obținerea unei sarcini. Deci automat trebuie tratate și este posibil să obțină sarcina după acest tratament spontan. Așa, culturi vaginale, Papa Nicolaul, testul pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, pentru că în momentul în care ne hotărâm să pornim la drum în vederea obținerii unei sarcini și a unui viitor copil, trebuie să fim sănătoși din toate punctele de vedere. Astea ar fi analizele de bază cu care am pornit. De aici se pot dezvolta mai multe investigații în funcție de ce găsim la prima examinare. Sunt mult mai complexe. Care sunt etapele pe care ar trebui să le parcurgă un cuplu care a fost diagnosticat cu infertilitate? Dacă a fost diagnosticat deja cu infertilitate sau dacă nu a fost, se prezintă, ar fi bine ambii parteneri să fie prezenți la
prima discuție cu medicul pe infertilitate. Se face scurtă anamneza celor doi parteneri. Vreau să menționez că din anamneză putem afla despre condițiile de viață ale cuplului respectiv și țin să menționez că fumatul, consumul în exces de cofeină, energizante, Coca-Cola, Pepsi, cum sunt în ziua de astăzi, scad fertilitatea cu până la 50%. Acum, despre stres, e cam greu să-l evităm. Mediul stresant în care trăim în ziua de astăzi afectează, dar e cam greu de evitat. Chiar voiam să vă întreb cât de mult poate influența ritmul alert al vieții de zi cu zi și stresul? Influențează, afectează fertilitatea, bineînțeles, și condițiile de muncă, oboseala, ture de noapte, mediu toxic. Toate aceste lucruri trebuie cumulate și asociate cu ceilalți, cu celelalte investigații. Și atunci pus un diagnostic și spus cuplului ce poate face mai departe. Da. V-aș ruga să ne spuneți care sunt principalele proceduri medicale pe care un cuplu diagnosticat cu infertilitate le are la dispoziție pentru a fi ajutat să conceapă. Odată ce am pus diagnosticul, avem mai multe metode. Poate să fie o simplă anovulație și atunci cu o ușoară, un ușor tratament de stimulare ovariană este suficient pentru a obține această sarcină sau dacă există o incompatibilitate între cei doi parteneri, așa numitul test postcoital Hüchner, cum îl numim noi, dar trompele pacientei, partenerei să fie permeabile, să fie o spermogramă normală sau o ușoară oligospermie, adică un număr și o mobilitate ușor reduse față de limita inferioară a normalului, putem indica ca și metodă o inseminare intrauterină, cea mai simplă metodă și nu atât de costisitoare precum este fertilizarea in vitro. Și bineînțeles, ultima metodă la care apelăm este fertilizarea in vitro cu embryotransfer. Aici indicațiile sunt multiple. La parteneră fie absența trompelor, fie că trompele sunt obstruate, fie endometrioză de gradul 3-4, când indicăm din start fertilizarea in vitro, sau avem modificați parametrii spermogramei. Și ceea ce am mai observat în ultimul timp, de fapt în ultimii câțiva ani, putem vorbi despre o menopauză precoce. Adică, ce înseamnă asta? Femei cu vârstă tânără, pot să spun și între 30-40 de ani, cu o rezervă ovariană foarte scăzută. Dacă punem niște întrebări, aflăm din familie că și mamele lor și-au pierdut caracterele, funcțiile ciclului menstrual la o vârstă destul de fragedă. Ele moștenesc acest lucru și pot să intre într-o premenopauză precoce. Și atunci, pentru a nu pierde și rezerva pe care o mai au, indicăm fertilizarea in vitro din start. Pentru că șansele cele mai bune de a obține sarcină sunt prin fertilizarea in vitro. Pot să vă spun comparativ, cam procentual, ca să vă faceți o idee. Pe o încercare, pe ciclu natural, șansele de a obține o sarcină sunt de până la 25%, prin inseminare, tot pe o încercare, sunt de până la 18%. Bineînțeles că aceste procente se pot modifica un pic în funcție și de analizele care le avem. Iar prin fertilizare in vitro, șansele cresc până la 45%. Acum, dacă avem peste 40 de ani, ele sunt mai reduse ca procentaj, datorită vârstei. Da, și v-aș ruga acum să faceți o delimitare clară între cele două proceduri, inseminare artificială și fertilizare in vitro, pentru telespectatorii noștri care ar vrea să știe aceste lucruri și în ce condiții se recomandă fiecare dintre aceste proceduri.
Deci, inseminarea intrauterină o recomandăm, cum am spus și mai înainte, condiția esențială este ca trompele să fie permeabile. Dacă nu sunt permeabile, direct fertilizare. De asemenea, valorile de referință ale spermogramei să fie între niște limite acceptabile, adică nu mult modificate, pentru că dacă avem doar câțiva spermatozoizi sau câteva sute, deci nu mai vorbim de mii, automat se indică fertilizarea in vitro. Și da, v-am spus, din punct de vedere al costurilor financiar, inseminarea este mult mai accesibilă. Însă acum și la fertilizarea in vitro avem programul național de fertilizare in vitro care poate fi accesat, bineînțeles, în anumite condiții. Trebuie să îndeplinească niște criterii cuplul respectiv, să lucreze, vârsta să fie până la 40 de ani, hormonul antimullerian, rezerva ovariană pe care o monitorizăm, trebuie să fie de la minim 1,1 în sus. Să trompele să fie obstruate, dacă nu sunt obstruate, atunci să aibă niște încercări în antecedente de stimulări cu inseminare intrauterină. Dacă spermograma este modificată, se poate încadra fără niciun fel de problemă. Să lucreze, bineînțeles, să cotizeze la Casa de Asigurări de Sănătate, un indice de masă corporală până la 28. Deci sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Însă statul român acum decontează prin acest program 10.000 de lei pentru cuplurile care doresc o fertilizare, adică cărora li se indică o fertilizare in vitro și se încadrează în aceste condiții. Da. În cazul cuplurilor care nu au probleme deosebite, există și alte variante de tratament, cum ar fi fitoterapia, acupunctura? Da, încercări sunt, sigur că da. Am întâlnit cupluri care au făcut acupunctură, într-adevăr, dar au trebuit și puțin ajutor din medical, să spunem așa, un tratament ușor de stimulare, o monitorizare mai atentă a ovulației, o examinare mai atentă a cavității uterine, unde mai putem găsi acolo un mic fibrom sau un mic polip în cavitate care acționează ca un sterilet și atunci automat rejectează embrionul care încearcă să se implanteze. Deci trebuie studiat un pic și din punct de vedere medical, adică acupunctura singură nu dă rezultatele. Poate stimula fertilitatea. Nu. Da. Și acum aș vrea să ne mai spuneți care sunt principalii factori care ar putea influența rata de succes a unei proceduri FIV. Aici sunt, da, din păcate și noi suntem destul de limitați. Nu cunoaștem, vedem embrionii la microscop foarte frumoși, dezvoltați, perfecți, și totuși rezultatul e negativ. Cavitatea uterină, mucoasa uterină internă unde se implantează acești embrioni, la fel, cu o structură frumoasă, trilaminară, și totuși rezultatul e negativ. Așa cum v-am spus, procentul cel mare este de nereușită. Însă, de aceea facem înainte tot felul de investigații, studiem cavitatea uterină, să nu existe nici cea mai mică problemă la nivelul respectiv, dacă este să o îndepărtăm din punct de vedere hormonal, la fel. Foarte mult își spune cuvântul vârsta pacientei, foarte mult, după 40 de ani fertilitatea scade vertiginos. De asemenea, patologiile asociate, cum ar fi, vă dau un exemplu, endometrioza severă, stadiile 3-4, care afectează calitatea ovocitară, ovarul micropolichistic. Din afară pare frumos, că stimulăm, avem foarte mulți folicule, avem ovocite, însă la ovarul micropolichistic nu avem calitate foarte bună ovocitară, la fel ca și la endometrioză. Și un factor masculin foarte sever, la fel afectează calitatea embrionară.
Deci, și bineînțeles, factori externi, cum am spus, fumatul, consumul de cofeină în exces, droguri, energizante, o muncă, afectează și ele calitatea. Da. Și acum v-aș ruga să ne spuneți ce presupune o procedură de fertilizare in vitro pentru cei care doresc să se înscrie la așa ceva. Care doresc și care au indicație de fertilizare in vitro, pentru că nu toată lumea are indicație de fertilizare in vitro. Putem spune că au crescut foarte mult procentul de cupluri infertile în România. Iar infertilitatea masculină, dacă în trecut era ca și procent mai mică decât infertilitatea masculină, în ziua de astăzi putem spune că sunt pe picior de egalitate. Care credeți, în opinia dumneavoastră, că sunt cauzele pentru care rata infertilității este într-o continuă creștere la noi în țară? E vorba de poluare? Și acești factori contribuie, dar nu este vorba numai de la noi în țară, este vorba în general de creșterea adresabilității cuplurilor cu infertilitate. Pentru că se amână concepția în multe cazuri. Întâi și întâi cuplul vrea să-și termine o facultate, studii, să aibă un job stabil, să-și construiască o casă, o mașină, să aibă o siguranță a zilei de mâine. Și după aceea încep să se gândească că mi-aș dori și un copil. Și de multe ori, cum v-am spus, intervine vârsta, pentru că se gândesc la o vârstă destul de înaintată. Sau alte patologii. Dacă acești tineri ar avea o altă ordine a priorităților și nu ar pune cariera pe primul plan și ar începe investigațiile mult mai devreme, ar avea șanse mai mari de a obține o sarcină? Bineînțeles. Vârsta este una tu. Pentru că calitatea ovocitară la o vârstă mai tânără este alta decât la o vârstă începând chiar cu 35 de ani. Începe diminuare, iar după 40, vertiginos. Da. Și acum aș vrea să mai ne dați câteva detalii legate de această procedură, pentru că ne-au întrebat mulți dintre telespectatorii noștri ce condiții trebuie să îndeplinească un cuplu, ca să spunem așa, ca să se înscrie la fertilizarea in vitro, sau care ar fi candidații ideali, ca să spunem. Cum am spus, analizele hormonale ne indică rezerva ovariană scăzută, profilul hormonal modificat, trompele obstruate, endometrioză grad mare, severă, gradul 3-4, cum am menționat, vârsta înaintată, adică după 38 de ani, ce să mai așteptăm? Adică trebuie să facem ceva, că scade și rezerva, scade și calitatea ovocitară. Trebuie șansele. Să ne gândim și șansele implicit. Și bineînțeles, la partener, modificarea spermogramei. Uneori poate să ducă până la azoospermie, adică lipsa oricărui spermatozoid. Și în aceste cazuri, încep niște investigații un pic mai ample, în sensul că putem investiga partenerul din punct de vedere hormonal și al cariotipului genetic, iar dacă acești factori sunt în limite normale, atunci putem încerca o biopsie testiculară ca să găsim ceva spermatozoizi în țesutul testicular și să facem fecundarea cu spermatozoizii partenerului. Dacă însă nu avem nu îndeplinim condițiile de analize hormonale în limite fiziologice sau cariotipul este modificat, trebuie să se apeleze la un donator de spermă, din păcate. Iar etapele pe care ar trebui să le parcurgă un cuplu, care ar fi? Adică vreau să spun cu ce se începe legat de această procedură. Deci, cu anamneza, analizele toate efectuate la zi și în funcție de aceste rezultate se decide tipul de protocol pe care care se potrivește cel mai bine unei paciente. Sunt mai multe tipuri de protocoale, bineînțeles.
Aceste protocoale includ un tratament de punere în repaus a ovarelor și de stimulare a lor. Pe parcursul acestui tratament, pacienta este monitorizată, atât din punct de vedere ecografic. Aici monitorizăm numărul și dimensiunea foliculilor ovarieni, precum și grosimea mucoasei uterine interne, endometru, cum o numim noi. În funcție de creșterea acestor foliculi, în funcție de numărul lor, în funcție de analizele hormonale pe care le vom doza la fiecare întâlnire, ecografie, estradiolul și progesteronul, vom stabili pe mai departe doza de tratament pe care o administrăm, adică menținem, o creștem sau o scădem. În momentul în care am ajuns la o dimensiune a foliculilor, ca să spunem de minim 17 mm în diametru, atunci vom putea declanșa ovulația. Și ovulație pe care o așteptăm undeva în jur de 36 de ore media, între 34-38 de ore, când va avea loc puncția foliculară. Pacienta va fi sedată ușor pe venă și îi se vor recolta sub ghidaj ecografic foliculii. Lichidul respectiv va fi analizat la microscop în laborator. Se vor căuta ovocitele, vom afla câte ovocite sunt în lichidul respectiv și vor fi puse la fecunda cu spermatozoizii partenerului. După aproximativ 18 ore, deci ziua următoare în general, vom ști câte ovocite au fost fecundate. Iar din ziua 2 putem să începem să vorbim despre embrion, despre calitatea lor și câți sunt. Embriotransferul se poate face în ziua 2, în ziua 3 sau în ziua 5 de la puncție. Asta se decide împreună și cu embriologul și, bineînțeles, și cu cuplul, în funcție de numărul de embrioni, de dezvoltarea lor celulară și stabilim și câți embrioni transferăm. În general, ținem cont de numărul de embrioni pe care îi transferăm în funcție de vârstă, de patologia pacientei. Dacă avem o pacientă tânără, mai mult de unul nu punem. Riscul de sarcină multiplă este crescut. În general, în ultimul timp se merge pe single embryo transfer, adică transferul unui singur embrion, pentru că sarcina multiplă este o sarcină cu risc crescut prin nașterea prematură a viitorilor feți. Și aici implică mai multe costuri suplimentare, afectare sau nu asupra feților, depinde de vârsta de gestație când s-au născut. Și de aceea se merge pe transferul de un singur embrion. Acum, dacă este peste 40 de ani, aici putem să mergem și pe transferul de doi embrioni. Da. Mulți dintre cei care doresc să apeleze la fertilizarea in vitro se gândesc la această procedură ca la o procedură forțată. Și aș vrea să ne spuneți dacă o astfel de procedură presupune vreun risc. Ca orice manevră, este o manevră chirurgicală până la urmă, nu atât de invazivă, minim invazivă este, presupune risc, adică tratamentul de stimulare ovariană în cazul ovarelor micropolichistice poate să ducă la sindromul de hiperstimulare, care poate avea efecte destul de urâte asupra pacientei, cu balonare, senzație de greață, chiar vomă, lichid de ascită în abdomen, deci creșterea în dimensiunea abdomenului, a circumferinței abdominale. Dar în ziua de astăzi putem să, în funcție de patologia pacientei, putem să alegem tipul de protocol și să încercăm să evităm aceste simptome, acest sindrom de hiperstimulare ovariană. Și atunci preferăm să congelăm embrionii pe care îi avem, să nu facem embriotransferul pe ciclu respectiv, ci pe un ciclu următor, pentru a evita această hiperstimulare ovariană. Acum, când se pătrunde coacul pentru puncție, există riscul de a se leza un vas, un organ. Cazuri rare, dar sunt descrise în literatura de specialitate și se pot întâmpla.
Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru participarea în emisiune, cât și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!